Este a treia oară când încă o echipă de specialiști, peisagiști și pomicultori sosesc în Câmpul Lung pentru a verifica starea teilor și castanilor de pe Bulevardul Pardon. Aceștia au fost în teren, au făcut tomografii și rezistografii și au concluzionat că o parte dintre arbori pot fi păstrați, însă durata lor de viață nu poate depăși 10-15 ani. De data aceasta, specialiștii au luat în calcul siguranța arborilor pentru cetățeni. Concluzia a fost că aceștia rezistă momentan la intemperii și la schimbările climatologice. Diana Culescu, de specialitate peisagist, a fost indignată de faptul că pe Bulevardul Pardon nu există o organizare de șantier, iar utilajele folosite au dăunat foarte mult copacilor. Un prim aspect nu este acela al situației arborilor pe care aș dori să-l discutăm, este acela al faptului că nu pare să existe o organizare de șantier sau cel puțin o organizare de șantier aprobată. Ce vreau să vă spun este că, în conformitate cu legislația din România, odată cu proiectul de autorizație de construire, în general trebuie primit un aviz și pentru documentația numită DTOE, documentație tehnică de organizare a execuției, care vă spune exact ce se poate face și cum se poate face pe terenul pe care interveniți, indiferent că e vorba de un parc, indiferent că este vorba de o clădire. Din câte am văzut, pe teren, toate echipamentele stau exact pe rădăcinile arborilor, deci în mod evident ori documentația este greșită, ori nu există o astfel de documentație. În general, în România, astfel de documentație nu există pentru că, deși ea este obligatorie prin lege, nu există nicio pedeapsă pentru că ea nu există. Și atâta timp cât administrațiile publice nu știu că trebuie să o ceară neapărat, ea nu există și se întâmplă chestia asta. Ce se întâmplă cu aceste echipamente e faptul că, în momentul ăsta, terenul este foarte tasat, rădăcinile încep să sufere și, practic, generați, prin execuția proiectului, niște probleme. Tomografiile făcute la 5 arbori de pe Bulevardul Pardon au arătat că aceștia nu au probleme serioase și vârsta tânără a lor i-a făcut să reziste stresului și condițiilor de mediu. Totodată a fost făcută și o rezistografie prin care s-a concluzionat că arborii sunt rezistenți momentan la vijelii, furtuni sau alte condiții de mediu nefavorabile. Rezultatul rezistografiei a fost prezentat de către arboricultorul Alexandru Purcaru. Aceste intervenții cu aparatura de specialitate ne oferă aceleași informații, respectiv tomograful și rezistograful. Ne oferă informații despre calitatea interioară a lemnului. Ne interesează foarte mult acest aspect pentru a putea evalua riscul, categoria de risc unde se află arborele. Dacă este vreun risc de prăbușire sau el poate funcționa și fi păstrat în continuare ca atare. Pe noi ne interesează, cum spuneam, calitatea lemnului interior. Rezistograful este un aparat care prelevează foarte rapid aceste date. În câteva secunde, minute putem obține informațiile dorite. Am făcut câteva probe sporadic, fiind limitați de către timp, să vedem cum arată arborii la interior, cum arată structura lemnoasă. Rezultatele o să vi le povestim imediat. Pentru a vorbi despre arbori, trebuie să știm cum funcționează, de ce au nevoie. Arborii funcționează și au nevoie de sistemul radicular. Sistemul radicular este sistemul care îi ancorează în teren, în pământ și în același timp absorbe mineralele și nutrienții de care au nevoie pentru a se dezvolta și a trăi. Pentru a se putea dezvolta într-un sol, solul are nevoie de niște, de niște îmbunătățiri, dacă este cazul, dar el trebuie să aibă foarte mult oxigen, 30% oxigen și umezeală. Dacă acestea lipsesc, arborii nu au cum supraviețui pentru că nu au de unde să-și extragă mineralele și apa. După cum observăm, am văzut mai devreme în imagine respective, solul este foarte tasat.
Un alt aspect pe care îl luăm în considerare este faptul că arborii au nevoie de rădăcinile arborilor. Cele mai importante rădăcini sunt cele de absorție care extrag nutrienții din pământ. Acestea se află în primii 30 de centimetri de sol. Exact acei centimetri de sol importanți pentru arbore au fost decopertați pe toată suprafața unde se aflau rădăcinile. În concluzie, o parte dintre arborii de pe Bulevardul Pardon pot fi păstrați, însă nimeni nu garantează că peste 10 ani aceștia nu vor deveni un pericol pentru siguranța cetățenilor. Prin urmare, echipa de specialiști sosită la Câmpul Lung a sfătuit conducerea administrației locale să păstreze momentan arborii care nu sunt uscați și între timp să fie plantați alții.